Miercuri a fost votată în ședința extraordinară a Consiliului Județean alocarea de fonduri în valoare de peste 650.000 de lei pentru lucrările de proiectare și execuția Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Roiești, sumă excedentară din bugetul anului trecut. Spuneam, în urmă cu ceva timp, că vom face depozitul de la Roiești, groapa, cum îi spune toată lumea, și după cum știți, am și dat startul lucrărilor de proiectare, dar și de execuție. Conform spuselor președintelui Consiliului Județean Constantin Rădulescu, a fost nevoie de 11 ani de discuții pentru a începe aceste lucrări, proiectul în sine fiind aproape terminat, iar lucrările propriu-zise vor începe în primăvara acestui an. Pe lângă tonele de hârtii pe care a trebuit și trebuie să le facem, după 11 ani, cred, am depășit această problemă și în sfârșit a început execuția la acest depozit ecologic, Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Roiești. Ne apropiem de final cu faza de proiectare și undeva în primăvara acestui an va începe și execuția, adică începem să săpăm, se fac studii geologice din nou, se fac, vă dați seama, când se face proiectarea se verifică fiecare bucățică de teren și așa mai departe. Avem un drum bun făcut de primărie cu banii guvernamentali și cu contribuția noastră, bineînțeles, până la groapă, l-ați văzut. Avem totul pus la punct. Președintele Consiliului Județean Vâlcea consideră că după ce vor fi terminate lucrările, la Roiești va fi unul dintre cele mai bune centre de management integrat al deșeurilor din țară.